Salutare și bine ați venit la o nouă partidă de pescuit la feeder. Trebuie să vă spun că mă simt ca un copil în dimineața de Crăciun când așteptăm să deschidem cadourile și știți de ce? Suntem la Dunăre. Alături de mine, Bobo. Salut, Bobo, îți mulțumesc că salut, Dragoș. M-ai adus iară pe acest fluviu superb. Salut, salut, pescari. Da, am ales să venim la Dunăre. Programăm de foarte mult timp partida asta, abia acum am reușit să ajungem. Cota e destul de ok. Și țânțarii nu prea... Sunt ok, sunt băieți finuți, nu ne-au deranjat până acum. Da, da, da. Am ales un loc destul de ok, zic eu, în sensul că aici am prins de-a lungul timpului diferite specii de pești. Inițial am vrut să mergem un loc pentru mereană, acolo era ocupat și a trebuit să schimbăm un pic registru. Am mai fost pe locul ăsta, am pescuit aici. Peștii sunt de la caras până la mreană, batcă, plătică. Să vedem acum ce o să intre pe vad. Să vedem ce o să prindă bărboșii. Exact, da. Imediat să ne apucăm să preparăm și nada. Bogdan are o experiență foarte mare în pescuitul pe Dunăre. Nada a fost aleasă exclusiv de el. Astăzi mergem pe mâna lui. Trofeele luate pe mâna lui. Dacă nu iese treaba... Așa a fost să fie, este pe vina ta, normal? Da, clar. Revenim, o să ne apucăm să preparăm nada, pregătim câte o lansetă feeder și începem să pescuim. Țin să precizez că nu vizăm o specie anume, o să pescuim la ce pică, așa cum zicem noi feederiștii. Acum să sperăm că o să avem și ceva activitate. Rămâneți până la sfârșit, este o partidă de zi, o partidă... Suntem chiar în 1 septembrie, este prima zi de toamnă, calendaristică, meteorologic încă este plină vară, caniculă. Vedem cât o să rezistăm, sperăm că vom avea câteva trăsături, câteva drilluri. Rămâneți până la sfârșit, Bobby vă va da câteva sfaturi foarte, foarte ok pentru pescuitul pe Dunăre la feeder. Hai să pescuim, că nu mai pot, hai să mergem! De această dată am scăpat de a mă murdări pe mâini, cel puțin deocamdată. În schimb, am făcut util. Bobo, ți-am adus niște apă da, de Dunăre. Mersi, apreciez. Haideți să preparăm nada, pentru că eu sunt foarte nerăbdător să arunc primul coșuleț în Dunăre. Pe ce ai avut rezultate foarte bune aici? Bun, vom începe cu nada de la Mavăr, Cavedana Barbo. O nadă pe bază de parmezan. Foarte eficient în pescuitul la mreană, am prins și morunaș, am prins și plătică, vreau să spun că funcționează foarte bine. Celebra Cavedano Barbo, exact, care exact, exact. Față de anul trecut când era un ambalaj cu mov, da, acum da, și-a schimbat costumul da. Și-a luat un costum verde elegant. O nadă, o granulație destul de ok, o nadă pentru râu dedicată de altfel. Avem niște pesmete englezesc în ea, v-am spus făină de parmezan, nada e foarte, foarte ok. O să punem un kilogram de nadă. Dentistul tău s-ar putea să-ți recomande da. Să-ți cumperi un fleștișor sau o portăcuță la... Cu siguranță. Să-mi dai mie ambalajele, te rog, pentru că da. Noi le strângem și... Vom adăuga o jumătate de pungă de Special G Green. Avem nevoie să ducem și puțină proteină în nadă. E o nadă arhi cunoscută, ca să zic așa, Special G Green. O nadă care la bază are destul de multe făină de pește, o făină de pește predigerată, care e foarte solubilă în apă. O nadă foarte bună, cum v-am zis, o să pun jumătate de pungă la 1 kg de Cavedano Barbo.
Chestia e că această nadă este foarte folosită pe lacuri, în pescuitul pe lacuri, dar pe Dunăre oamenii se feresc de obicei să folosească nadă pe bază de fishmeal. Da, pot să vă spun că dă rezultate foarte, foarte bune. E cel puțin, a mine a funcționat de fiecare dată. Vom pune o jumătate de pungă. Bun. Vom mai adăuga în nadă niște făină de parmezan de la Fiat, de la Fiderix. Iar eu o folosesc pe post de aditiv, o să pun cam o treime din pungă, este o nadă foarte nutritivă și funcționează de fiecare dată. Și aduce o atracție foarte mare nadei de... O să punem cam o treime din pungă. Da, miroase foarte bine. Sunt gata pastele, bucătări? Bun, n-am vom mai folosi pelete. Avem aici niște pelete de chip de 4,5. Mai avem un mix de pelete tot de la Claumart de 2 mm. Le vom adăuga separat în nadă. Mai avem niște cânepă încolțită. Vom încerca să ducem ceva particule în apă ca să reușim să creăm un vad. Nada se va spăla destul de repede, curentul e destul de puternic și cu particule vom reuși să ținem peștele mai mult pe vad. Vom folosi și niște vorm de conservă Bonduel, clasicul Bonduel, și mai avem la noi 250 de grame de viermi pe care îi vom introduce treptat în nadă, îi vom băga în coșuleț, nu-i vom amesteca. Măi, lasă-mă țânțarul în pace. Bun, cam asta e, o să mă apuc să prepar nada, o vom sita și o să ne apucăm de pescuit. Bobo, aia pe aici, te las să-ți faci treaba, eu mă duc să pescuiesc. Bun, cam asta a fost prima umectare. Vom lăsa nada să tragă puțin. Apoi dacă mai e nevoie, vom mai pune puțin apă și apoi o vom sita. Trecem la partea a doua a umectării. După cum vedeți, nada și-a tras niște apă. Încă se mai colează, dar foarte puțin. O să mai necesită puțină apă. Se mai adăugăm. Apoi o vom sita. Cum vedeți, nada se colează, dar se și sparge dacă o presăm puțin. Bun, am terminat de amestecat, acum vom începe sitarea. Vom adăuga câte puțină nadă. Nici nu vă dați seama ce bine e să stai să te uiți la altul cum muncește. E senzație. Curat pe mâini, murdar pe mâini, uscat pe mâini, ud pe mâini. Îmi pare rău că nu pot să vă transmit prin intermediul camerei de filmat și mirosul nadei. Avem parmezan, avem făină de pește. Uitați, după ce am sitat, vezi, nada are o granulație destul de ok, are ceva particule prin ea. Pezmetul s-a umectat și a câștigat puțin volum. Vom introduce particule înapoi în nadă. Eu dacă aș fi pește, aș mânca așa ceva. Acum miroase... Da. Și eu. Te duce cumva către paste carbonara, ceva da, așa, da, da. Un pic cu șunculiță de aia prăjită, cu parmezan ras, cu
Cred că e cel mai frumos mod în care pot să urez bine a venit toamnă. Suntem pe 1 septembrie, ne aflăm pe malul Dunării, pescuim, ne simțim bine, vremea este absolut superbă. Peștele este acolo și ne așteaptă. L-am mirosit eu. Face cum era, nu? Da, tot mai că tot sper să fie prin spate pe aici bucătăria de campanie, să fie o tanti îmbrăcată așa frumos cu un șorțuleț, cu o bonetă, să zică: băieți, sunt gata pastele, haideți la masă! Din păcate, în spatele nostru e doar natură, în fața noastră este doar apă. Oho! Bun, cam asta a fost procesul de sitare a Nadei. Cam asta e consistența după sitare. Și culoarea mi se pare absolut superbă. Da. A luat o oarecare tentă de verde de la, da, de la G-Green. Da, da. Hai să spunem un secret care mi l-ai spus mie anul trecut referitor la culoarea Nadei pentru morunaș, scobar. Ceva, da, da, e de știu că morunașul și scobarul se hrănesc cu algele de pe pietre. Iar culoarea asta aduce oarecum cu verdele pe care le au algele, o culoare naturală, ca să zic așa. Peștele nu va fi suspicios. Am avut rezultate tot timpul cu combinația asta de nadă și sper să avem și astăzi. Deci nu vă feriți, dragi prieteni, să folosiți nade pe bază de făină de pește. Sunt foarte importante pe apă sălbatică. Pe apă sălbatică, mai ales pe Dunăre, trebuie să aducem și un aport proteic. Mai ales că acum vine toamna, peștele începe să se hrănească mai intens, acumulează grăsimi pentru perioada rece și nu vă sfii să introduceți proteină în nadă. Este foarte important. Hai să mergem să pescuim. Hai. O să arătăm pe parcurs cum introduce Bogdan și particulele mari în nadă. Imediat o să facem și o montură. Îmi faci și mie o montură, Bobo? Cum să nu? Hai să facem o montură și să începem să pescuim. Bun, acum vă voi arăta cum o să fac montura pentru astăzi. Va fi o montură destul de simplă, nu o să fie nimic complicat. Vom folosi niște tuburi anti-tangle de la Claumar Pescar, niște tuburi metalice, foarte ok. Sunt finuțe, sunt slim, foarte puternice, agrafele sunt de forță, nu se va întâmpla nimic dacă poți folosi coșulețe destul de grele, nu se vor rupe cu siguranță. Vom mai folosi niște opritoare, tot de la Claumar. Cârligele pe care le vom folosi sunt de la Gamakatsu A1, Team Feeder, Strong Carp, niște cârlige cochet, numărul 10. Eu voi pescui după pești de talie puțin mai mare, Dragoș va pescui ceva mai fin. Vom vedea ce avem în față, ce pești avem pe vad. Mai avem niște agrafe rapide, cu vârtej rapid și niște brințe de cauciuc. V-am zis, montura va fi una destul de simplă. Luăm un opritor de silicon, îl tragem pe fir. Opritorul acesta are rolul de a bloca montura noastră să ajungă în vârful lanțetei. După aceea vom lua tubul anti-tangle, îl vom introduce pe partea mai scurtă. Vom veni cu o biruță de cauciuc. Apoi vom introduce iarăși un opritor. Iar apoi vom veni cu vârtejul rapid.
așa și coșulețul. Astăzi vom folosi niște coșulețe Water Magic de 120 de grame cu piciorușe. Asta ne ajută să se fixeze mult mai bine pe substrat. Îi vă scoate capacul din spate. Interesul meu este să duc cât mai multă nadă pe vad. Vom agăta în agrafă și cam asta e montura noastră. Așa va arăta. Montura foarte simplă, foarte eficient. Bun, vom lega și un cârlig. Voi folosi un fir XPS Power Plus de la Trabuco, diametru 0.18. După cum v-am spus, voi pescui după pești ceva mai mari, nu o să folosesc fire subțiri. E montura cu un nod 8. Conectăm. Tăiem surplusul. Și agățăm peligul în vârtejul. Asigurăm. Cam așa arată. Truna nu e una foarte lungă, de la 80 de centimetri. Vom începe așa, dacă e nevoie pe parcurs o vom mai lungi sau o scurtăm în funcție de cum trage pește. Cam asta a fost montura, să ne apucăm de pescuit. Bun, să executăm și prima lansare. Am ales să folosesc astăzi două lansete, pe unea voi pescui doar cu vierme. Pe cealaltă am ales să folosesc porumb de conservă sau pelete. Vreau să văd dacă avem și ceva pește mare pe vad. Voi pune 4-5 viermi pe cârlig. După cum ați văzut, particulele nu le-am introdus în nadă, le vom introduce separat. De ce fac asta? Dacă vom pune particule mari, cum sunt boabele de porumb sau cânepa, ele se vor încărca cu nadă și vor forma niște bulgăreași pe care apa îi va căra ușor de pe patul de nadă. Cel mai bine e să introduceți separat peletele, cânepa, porumbul, chiar și viermii. Până acum e bine, da? Da, e perfect. Mă descurc de minune. Voi introduce câteva pelete. Câteva semințe și câțiva vie. Vom face capace de nadă, vom strânge bine. Acum sunt pregătit, nu aveam agrafa rapidă. Ia eu că-mi trebuie ceva așa, să dau un pic mai jos, să nu te deranjez. Deci am făcut ce a zis profesorul, am băgat stopper, am băgat apitangle-ul, am pus un cobiriță. Credeam că vrei să prinzi mare. Nu. Așa, și acum legăm și o agrafă rapidă. Apa este destul de adâncă acolo unde pescuim, are undeva la 1 metri adâncime. Curentul nu e unul foarte puternic, avea un curent relativ moderat. Aici se formează oarecum un golf. Apa, curentul e blocat de copaci care țin apă câțiva metri mai încolo. Coșurețele de 120 de grame se fixează foarte bine pe substrat.
Vom vedea ce avem pe VAR, dacă nu reușim să prindem nimic în al doilea prag, acolo practic este al doilea prag, vom veni un pic mai în spate cu coșurile. Așa cum spunea și Bogdan ceva mai devreme, eu o să încerc cu cel mai mic râi care l-am întrusă și cu cel mai subțire fier, vreau să văd dacă reușesc să prind 2-3 morunași, 2-3 scubidu, cum îmi place mie să le zic. Vedem cum merge treaba, vedem ce iese. Mă duc să pescuiesc, mă scuzați. Colegul se întinse, cafeluța este aici. Dacă dorești să culezi o apă, eu sunt 50 de metri în urmă. Mersi mult. Mă scuzați, cred că îmi trebuie și un coșuleț. Revin. Dragi prieteni, între timp am schimbat locul, așa cum se vede și pe imagine. Am pescuit cam o oră jumătate pe locul ales inițial. Au fost câteva trăsături, pești foarte mici, câțiva murunași, câteva plăticuțe. Iar maestrul de ceremonii, Bobby, a zis stop, ne mutăm. Suntem pe un loc nou, speranțe noi. Deja am avut o trăsătură, o mrenuță. Bobby s-a băgat deja pe locul lui consacrat, acolo unde data trecută i-a lăsat scris când mă întorc, să vii să te rup. Bobo, ce nu ți-a plăcut dincolo? Taria peștelui destul de mică, a scăzut apa destul de mult în ultimele 2-3 zile, iar peștele s-a retras mai în larg. Am fost nevoit să pescuim mult în față. Curentul era foarte puternic, nu coșulețe de 120 de grame nu stăteau în curent. În pragul pe care puteam să pescuim, mă repet, erau numai pești mici. Mă scuzați? Și am decis să venim aici. E un loc pe muntare. A decis bine. Sperăm să avem ceva activitate. Deja trag o șendril cu o mreană, cred. Da, să știi că eu încă nu mi-am întins nicio cu, așa că te rog să mă ajuți din nou. Așa cum vă povesteam și în filmulețul făcut pe Dinu, iată-mă pe Dunăre cu lanseta de Iva Ninja. O mrenuță frumoșică, mică frumoșică. Mulțumesc, colegul. Hai să o arătăm și la prietenii noștri aici. Oh, ce brichetuță de mrenuță. Stai, tati, stai. Vor veni și... Stai, puiuci. Și cele mai mari, cu sigură. Și acum vă spuneam, iată-mă, sunt pe Dunăre cu lanseta de Iva Ninja
varianta 360. Asta este o mică mrenuță, un puiuș pe care nu o să mai bag la juvenic pentru poza de final, o să-l liberăm direct pentru că e prea mică și mi-e milă de ea. Pescuiesc cu, așa cum spunea și Bobui, coșulez de 120 de grame, care încărca cu nadă, bănuiesc că zice Bobi 140 de grame. Lanseta semnalizează foarte bine și trăsăturile peștilor de talie mică. Acțiunea parabolică mă ajută să folosesc strune foarte subțiri. Am un cârlig numărul 14, legat cu un fir de 0.14. Eu totuși am speranța să prind câțiva morunași și câțiva scobari. Bobby a hotărât să jongleze cu mrana mare. Să vedem ce ne urmează ziua. Deja vreau să vă zic că este foarte cald. E o zi de toamnă caniculară. Văd că și Bobo are ceva acolo. Este foarte, foarte concentrat, să știți. E atent la tot ce se întâmplă în jurul lui. Doi vermuși albi și un roșu, coșulețul încărcat cu delicatesa pregătită de Bobby mai devreme. Hai, fișii. Eu pescuiesc foarte departe. Așa, suntem pregătiți. Sărbătorim venirea toamnei pe malul Dunării. Promit că tac, vă las un pic să admirați priveni. Ah, ce bine. Gospodar, Bobi, cred că am uitat să luăm ospătarul cu noi. Da. Pucătar nu, ospătar nu. Neveste nu, e perfect. Cum spuneam, o altă zi la birou, alturi de colegi. Sigur o să mă înjurați și la acest material, că bă, fie ai tu să fii cu biroul tău, că după pregătire, după... Uitați cum vin belelele pe capul omului. Ceva se întâmplă aici, nu prea îmi dau eu seama încă ce, dar sigur o să mă... Să mă elucideze Bobo. Bobo, de ce atâtea rateuri? Probabil sunt guvii. Aaa, e specia de pește care îl iubesc cel mai mult pe lumea asta, guvidele. Prima mrenă notabilă de pe ziua de azi. Schimb locul, schimb norocul. Exact, sperăm că vor veni mai mult. Ce faceți, domnul Bobo? Uite, sunt întrit cu o mrenă. N-am o poziție prea.
Bună. Așa se întâmplă la loja VIP. A, nu e plătică. Perfect. O, plătică frumoasă. Da. Asta face parte din frumusețea pescuitului la Dunăre. Arunci de 10 ori aceeași momeală, dar nu știi niciodată ce să prinzi. Au, ce plătică frumoasă. Oho, frumos. Avem și pe Dragoș și în drill. În timp ce eu îl filmam pe Bobo, lanseta mea mai avea puțin și pleca pe apă. Trăsătura violentă. Să vedem ce se ascunde la... Lanseta lucrează senzație. Să mă fie la voase, nu vreau să iasă eu. Dacă o fi plătică, o fi record național? Nu, dacă o face, sigur este o mreană bătăioasă. Îmi permite să vă folosesc. Desigur. Canciocul dumneavoastră, vă mulțumesc. Este pesă. Ce spuneai și tu mai devreme, trage atât de rapid de multe ori încât nici n-apucă să se descarce coșulețul. Și acum se poate vedea coșulețul. E frumos. Frumos. Iesă. Și mreana este mincea. Oho. Cred că e sărită de kil. Da, kil jumate. 2 kg. 2 kg. Cred că este cea mai mare mreană prinsă de mine pe anul ăsta, dacă nu mă înșel. Da, e prima oară când pescuiesc la mreană, așa e. Îl avem din nou pe Dragoș în drill. Dați-mi apă să beau! Mrenele m-au asediat.
Nu, că nu mi-ar place. Ce nervoasă e asta. Și ce să vezi? Este humran. Măi, nu stropi, mă! Și vorba lui Bobby, mreana este în minceap! Suntem undeva spre sfârșitul partidei. Mi-a plăcut foarte mult reacția lui Bogdan de dimineață, cu toate că deranjez. Nu neapărat. Nu neapărat, e bine, atunci pot să-mi continui ideea. Cel mai urât lucru pe lumea asta legat la pescuit este să te instalezi pe un loc, să strângi, să te muți. Astăzi am făcut lucrul ăsta, a fost de bun augur. Practic, schimbarea locului a însemnat schimbarea deznodământului acestei partide. A fost o partidă cu câțiva pești frumoși, a fost o partidă de început de septembrie, cum vă spuneam la începutul acestui filmuleț. Ce să vă zic? Când ești cu specialistul lângă tine, totul e mai ușor, n-ai cum să nu prinzi. Și încă ceva, pentru prima oară în istorie, zicala nu bei, nu prinzi, nu a funcționat. N-am băut nimic, am prins. Ia, o mrinuță. Dar ce avem noi aici? Superb! Hai, prietene, zi! Dragi prieteni, cam asta a fost partea asta de pescuit. Cum v-a spus și Dragoș mai devreme, mutarea ne-a fost de bun augur. Am ales să ne mutăm pentru că apa a scăzut destul de mult în ultima săptămână. În locul anterior trebuia să pescuim undeva la vreo 40-50 de metri să prindem al doilea prag. Curentul era foarte puternic, am avut coșulețe de 120 de grame, dar nu au fost suficient de grele. Ne-am dat seama că nu avem prea multe șanse și am ales să ne mutăm. Am venit aici într-un loc cu un curent destul de puternic, mult mai puternic ca în partea cealaltă, pământul tare, un loc ideal pentru mreană. Locația ne-a permis să pescuim oarecum paralel cu malul, altfel dacă pescuiam perpendicular nu reușeam să ținem coșulețele în curent. Peștele a răspuns destul de bine la nadă, după cum ați observat s-a împrins ceva pește, am avut și câteva rupturi, dar pe total a fost o partidă reușită, spun eu. Ce zici, Dragoș? Nu dau seama de unde citești ce ai zis până acum. N-avem niciun prompter în spatele camerei, eu nu sunt epuizat, căldură, driluri, coșulețe grele, dă-i într-una la 5 și te schimbam. A fost o partidă superbă, cu siguranță vor urma și altele. Dacă ne gândim bine, de-abia de acum încolo începe pescuitul adevărat la Dunăre, Scobar, Murunaș, Mrană Mare. Așteptăm să se mai răcească un pic apa și peștele va răspunde mult mai bine, dar pe total suntem mulțumiți de ce am prins astăzi. Eu cred că a fost o partidă reușită. Practic am pescuit 4 ore, 5 ore, ceva de genul ăsta. Da, am ajuns undeva la 10 și un pic pe locația asta. Și acum este ora 1. Am montat sculele până am nădit. Am folosit coșulețe cu o capacitate de încărcare un pic mai mare ca să reușim să ducem destul de multe particule pe vad până a început peștele să răspundă. După aia am trecut iar pe coșulețe mai mici. A funcționat. O partidă muncită. S-a muncit. Am pescuit cu o singură lansetă. Dar am muncit. Fiecare pește a fost muncit. Inițial am început cu două lansete. Ideea era să reușesc să fac un pad de nadă mai repede. Peștele a răspuns destul de repede, după cum v-am zis. Am renunțat la lansetă. Nu reușeam să pescuiesc cu două lansete în același timp. La un moment dat, trăsăturile erau atât de rapide încât coșulețul nici nu apuca să se descarce. Partida frumoasă. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare. Puteți să vă abonați la canalul de YouTube la Omar Pescar, dacă n-ați făcut-o încă, și aveți un clopoțel jos în colțul imaginii,
Dacă dați click pe el, o să primiți câte o notificare de fiecare dată când postăm un nou material. Mulțumim pentru atenție, fire întinse, să ne vedem sănătoși unde ne place cel mai mult, la pescuit. Fire întinse! Mergem acasă!